pentru că ziceam de povești extraordinare. Tu ești fără prea multe... Ce nu trebuie prea multe cuvinte de descriere, pentru că oamenii doar mulțumesc. Te privesc și apoi poți să înțeleagă de ce spunem noi o poveste de viață extraordinară. Uite de asta. Mulțumesc, da. Sunt aceeași. Zâmbetul de unde vine? Așa permanent, că ai venit acum vreo oră, ai ajuns la noi, da. Și de când a ajuns e cu zâmbetul pe buze. Și de atunci mi-am dat seama că eu n-am nicio problemă și că noi care suntem așa întregi și fără niciun fel de problemă de sănătate, ar trebui să zâmbim cel puțin la fel de des cum o face ea. Dar tu cred că tu trăiești cu sentimentul că nu e de fapt nicio problemă. Da, eu... Multă vreme nu am putut trece peste acest impediment. Vreo 4 luni de zile mi-a luat ca să-mi revin psihic. Însă acum, da, mă simt normal. Eu uit de multe ori că am un mic defect. Îl consider, de fapt, nu-l mai percep ca pe un defect, ci ca pe un lucru care mă diferențiază de restul. Și merg înainte pentru că am pentru ce trăi și sunt mult mai fericită și mai bucuroasă că văd soarele pe cer în fiecare dimineață și sunt sănătoasă în rest, psihic și... Deci acum apreciez viața altfel. Da, apreciez viața din toate punctele de vedere. Faci foarte multe lucruri. Faci mai multe lucruri decât face un om... Decât făceam înainte. Care nu e atât de diferit. Nici eu nu... Eram foarte mare amatoare de sport înainte. Îmi doream să încep, dar o lăsam pe... Altă dată. A doua zi, pe altă dată. Pe da. Luni, se spune. Pe luni. De luni. A, da. Și după care, în urma accidentului, mi-am dat seama că eu chiar am motive pentru care să trăiesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a lăsat în viață, pentru că puteam să nu mai fiu. Și mi-am jurat că o să mă bucur de fiecare zi și de familia mea și de copilul meu și de toți cei care mă înconjoară. Și chiar o familie și... frumoasă, tu ai venit cu soțul tău și da, tu care ești macedon, că el jumătate, nu? Român jumătate da, macedon. Da. Și l-am întrebat, erați împreună și înainte de accident sau după? Și a zis, e soțul meu, am un copil cu el. Dovadă de iubire... Foarte da, mare mi se, și mi se pare o normalitate, nu mi se pare neapărat o normalitate într-o lume atât de anormală, nu, mi da, se nu pare știu, o e vorba de iubire adevărată, e normal. Păi la voi a fost iubire adevărată. Da, a fost norocul foarte meu tare. Că m-am măritat înainte și am făcut copilul, dar cine știe, poate o să mai facem un copil. Nu, dar a fost foarte tare când ai zis îl rugam când nu eram bine cu mine, însă hai pleacă și lasă-mă. Da. Și tu și el nimic. Și el nu, el a insistat să nu. Dovadă de bine a făcut, bine da. A făcut. Da, tu ești îmbrăcat astăzi macedonește, da. Pentru că tu ești macedoancă, da. E o rochie de mireasă, asta am înțeles. Este un port armânez, da, este rochia cu care bunica mea a fost îmbrăcată mireasă. Pentru că acum 60 și ceva de ani nu se îmbrăcau macedoancele, armânele în, costum, în rochii de mireasă, cum avem noi în ziua de azi. Dar tu dansezi? Pot să și dansez, dar un ritm mai lent, momentan. Până... Doamne, mi se pare incredibil, mi se pare fascinant că ești atât de... Da. Trebuie să am... Determinată și... Trebuie să am încredere în mine și lucrez zi de zi cu psihicul meu. Nu zic că mi-este ușor, mi-este greu, însă am realizat că atunci când zâmbești, când gândești pozitiv, când te înconjuri de numai de lucruri frumoase, se întâmplă numai lucruri și lucruri frumoase. Și de când gândesc eu așa, așa, chiar astrele s-au aliniat, totul este roz. Înainte nu aveam nu vedeai multe partea clipe pozitivă de a lucrurilor, fericire, da. E greu să vezi într-o da, nu era mulțumită de felul pozitivă în care arătam sau nu. Acum sunt eu cu mine, mă iubesc personal și ceilalți văd asta și asta încerc să le transmit tuturor, să aibă încredere în ei și să nu se lase doborâți de nemulțumirile zilnice, de problemele cotidiene. Așa e. Da. Tu ai ceva exclusiv pentru noi în seara aceasta. Da. Două lucruri aș putea să spun și mă raportez până dată la primul. E zestra macedoancelor asta, pentru că înainte nu se dădeau bunuri materiale cum ar fi case, mașini. Asta reprezenta adevărata zestre, nu? Comoare, o comoară de fapt, e ceva foarte da, important. Se lasă, da, se lasă din generație în generație și se oferă de către socrii.
tinerilor căsătoriți, deci, că... special mireselor tinerelor. Să-l duci la bancă, doamne. Părerea mea, e un sfat, du-l la bancă. Cu cine ai venit în această seară, că n-ai venit singurică? În această seară am venit însoțită de ansamblul Pilisterlum și... Invităm alături de noi. Și le mulțumesc mult de tot că au venit alături de mine. Și noi le mulțumim. Stai, că am un sentiment. El este generică. Vino aici, generică. Ionuț a fost ginerele la Party Like a Star când am dedicat o emisiune întreagă vouă macedonilor, ce înseamnă o nuntă tradițională macedonească. Bine venit, generică. Pe atunci mirată era Maria Constantinu Tesperianu. Eu? Nu? În seara asta ești pe post de... Dansator. Da. Ai încercat să mă vezi și pe mine, dar... Hai că sunt foarte curioasă să vă dansând. Atunci, am uitat între timp. Încercăm și acum. E văr cu, de gradul 2 cu mine, da? Am înțeles, deci trebuie să mă pun bine. Și văr primar, stelian și fetele lumii, toată lumea. Toată lumea suntem, să știi că macedonii sunt rude. Toți rude între ei, am înțeles. Știu. Hai, dragă Nicola, să vă vedem cum dansați. Dansăm, da. Mulțumesc.